Oameni buni, invită acum în momentele următoare alături de mine o domnișoară care ne este tare dragă nouă, este tare dragă unei întregi țări, este Alexia și știți cu toții, e tânăra cu mâinile replantate de medici după un grav accident rutier. Are vești, are povești, așa că o poftim alături de noi. Ne-am mai întâlnit cu ea și este aici cu fratele ei, așa că să-i poftim. Bine ai venit, ce faci? Bine v-am găsit, foarte bine. Mă bucur întotdeauna când vii cu zâmbetul pe buze. Salut și bine ai venit. Haideți să luăm un loc, pentru că aici oamenii ăștia au venit să fie din nou alături de noi. Ne-am mai văzut, dacă ți-aduci aminte, da. Când le-am spus telespectatorilor pentru prima dată povestea ta spusă de tine și era aici și doamna doctor și atunci erai așa cu zâmbetul pe buze. Ce faci? Cum merge recuperarea? Foarte bine, merge foarte bine. Încep să fac lucruri singură, să mănânc singură, foarte bine. După cât timp? După, cred că 6 sau 7 luni. După 7 luni? 7 luni, da. Deci a fost înainte de Crăciun accidentul, nu? Da, da. Și după 7 luni acum poți să mănânci singură, să te descurci? Da, cât de cât, da. Mai trebuie să faci intervenții? Aș mai avea una, dar mai încolo, dar doar de scos niște tije, atât. Până acum cât ai făcut? 11. 11 operații? Da. Mamă, câte 2 pe lună aproape. Da, cam așa. Dar jur, când te văd cu zâmbetul ăsta pe buze, ești incredibilă și te felicit din toată inima. Mulțumesc. Pentru că ești puternică și uite, o să fac un apel către toți cei care se uită la emisiunea noastră și toți cei care se uită, dacă vor să-ți dea o mână de ajutor, să știe toți cei care se uită că o fac pentru un om care chiar merită din tot sufletul, pentru că e o luptă care continuă, pentru că trebuie să faci ședințe de kinetoterapie, de recuperare, de toate. Da. Nu e ușor. Nu e foarte ușor, mai am și o cădere ca orice om, dar... Nu cred. Ai avut momente? Da, da, am avut. Dar am trecut peste, adică simțeam nevoia să mă descarc, după aceea gata, din nou fresh. Bun, uite, vreau să le spun oamenilor că au conturile afișate pe ecran. Sunt conturile unde pot să te ajute. Poți să fac o poză la ecran, dacă le-ai mai ușor după aceea să se organizeze ei, dacă poți să ajute, indiferent de sumă, nu contează. Pentru că, practic, tu un braț l-ai avut replantat total, nu? Da. E vorba de brațul stâng. Da. Presupun că acolo sunt cele mai multe lucruri pe care trebuie să le faci. Da, dar mai grav a fost dreapta. La dreapta a fost mai greu? Da, mai grav, dar reușesc să fac lucruri. E bine, am început la stânga să și mișc. Cum e viața acum? Cum e? Te duci la studio, cânti, dansezi? Da, da, sunt mereu în studio. Pentru că la noi aici, în casă, în cameră și stau numai acolo. Scriu versuri, fac muzică și recuperare. Cam asta. Ziua mea e plină de recuperare. Recuperare unde faci? Acasă la Iași? Fac la noi acasă, la spital merg. Fac la o clinică privată și mai vine încă un profesionist tot acasă. Stai un pic, că tu până la Iași faci ceva pe drum. Nu, la Iași, la noi, la Botoșani acolo. La Botoșani? Da, la Botoșani. Tu ce faci? Cum ești? Bine, foarte bine. Sunt foarte fericit pentru că și-a lansat Alexia piesă. Da, și mereu, știi, asta ziceam și data trecută, tu ai fost cel care practic ai fost lângă ea și cu ajutorul Dumnezeu așa ai făcut rapid toate eforturile ca să o ajuți. Și acum o susțin în partea asta muzicală. Da, o susțin foarte profund. Mă susțin, pentru că vreau să evolueze pe partea asta muzicală și să dea tot ce mai bun. Acolo sunt și părinții în spatele camerei de filmat, mama și tata, oamenii care au fost alături de voi din prima clipă. Florin și Valerica Tudose, să rumâna. Bună ziua! Bună ziua! Ați mai căpătat așa, cum să zic, energie? Pentru că ne-am văzut la Paști, dacă nu mă înșel, nu? Da, atunci ne-am văzut. Da, da, clar, văzând-o că recuperează încet, dar sigur, ceea ce a pierdut în decembrie, da, suntem mult mai încrezători și cu siguranță noi considerăm că se va recupera 100%. Deci pentru noi nu există altă variantă, nu există jumătăți de măsură, ca să spun așa. Avem momente, că sunt momente când se pare că nu mai poți, dar continuăm, ducem mai departe. Tata n-a mai plecat la muncă în străinătate, nu? Încă nu am plecat, dar cât de curând. Urmează? Da. Urmează din nou? Da, da. Aș trebui să plec miercuri, dar o să plec miercuri viitoare. Pentru că la urmă trebuie să
vă duceți să faceți rost și de bani și de pentru familie și pentru Alexia la recuperare, pentru tot, nu? Da, deocamdată am stat acasă pentru că nu mi s-a dat voie să plec. Până acum am anulat 2 bilete de avion. La primul bilet soția a intrat în depresie la propriu și vă dați seama că n-am putut să plec. La al doilea l-am amânat acum pentru că am fost invitați la dumneavoastră, dar o să trebuiască miercuri viitoare să plec pentru o perioadă nu știu cât de lungă sau scurtă. Iar un motiv pentru care am stat acasă este faptul că am vrut să mă ocup de Alexia cât mai mult legat de ceea ce vrea să facă ea pe viitor, și anume muzica. Și face bine ceea ce face, pentru că Alexia are o piesă compusă care e solicitată să fie coloana sonoră a unui film pe Netflix, ceea ce mi se pare incredibil. Da. Încă e compusă de tine toată muzica asta. Da, este. Am lucrat ceva, dar mă bucur că dă roade. Vezi, totul dă roade. La tine cum merge? Că și tu erai implicat cu sportul. Am lăsat-o mai așa și cu sportul. Dansul, cu trupa, aveai trupa de dans din Botoșani. Da. Acum vrem să facem iar niște dansuri pentru un concurs în noiembrie, foarte mare, și ne pregătim. Mai greu, dar ne pregătim. Dacă tot aveți trupa asta, poate vă duceți cu ea și la România au talent, pentru că în toamnă o să fie un nou sezon. Ah, da. Bună idee. Nu? Chiar nu m-am gândit deloc. Păi e păcat, adică copiii talentați, oamenii care au un talent sau care pot să demonstreze ceva unei țări întregi, să meargă la România au talent. E păcat, e o scenă unde vă puteți lansa. Exact. Cred că o să mă gândesc mai bine și cred că o să merg. Foarte bună idee. Mulțumesc mult. Mă bucur mult de tot și mă bucur să vă văd uniți așa, știi, și să vă văd cum să vă zic, unul singur. Sunteți doi, dar de fapt e unul singur, pentru că tu te bucuri pentru Alexia când lansează ceva. Alexia, presupun că se bucură pentru performanțele tale. Tu acum ce clasă treci, Alexia? Eu trec clasa 10-a. Clasa 10-a? Da, a 10-a. Ai reușit să susții toate examenele? Da, am reușit. Online, mai mergeam la școală ca să-mi pune note. Am reușit cum am putut. Au fost și profesorii foarte înțelegători, adică au înțeles situația și au reușit să încheie anul bine. În toată perioada asta, cine a fost cel mai aproape de tine? Cine a fost cel mai mare sprijin? Mama cel mai mare. Mama a fost, practic, mâinile mele, adică tot. A făcut tot pentru mine și încă face. Da. Mâinile tale. Doamna doctor, ce mai face? Doamna doctor e foarte bine. Știu că a fost în concediu. Dar ținem legătura. O să mergem săptămâna viitoare la un control la ea și totul merge spre bine. Eu mă bucur mult și țin pumnii să mergi spre bine și să reușești. Și încă o dată, uite, pentru cei de acasă, avem conturile afișate pe ecran și dacă oamenii vor să ne dea o mână de ajutor, să știi că noi am luat decizia asta să punem conturile pe ecran pentru că știm cât de mult costă aceste operații, știm cât de mult costă aceste tratamente și această recuperare și știm că ai nevoie, știi? Mulțumesc. Și că drumul tău să te recuperezi acolo 100% continuă, nu e unul ușor, dar nu te dai bătută. Da, normal. Haideți să ne cânti piesa asta, pentru că pe lângă asta am înțeles că mai ai compuse vreo 12 piese, nu? Da, vreau să scot un album și îmi doresc să ne contactez și o casă de discuri, ceva, majorii. Da? Da. Păi uite, știi ce? Poate după emisiunea asta se poate întâmpla lucrul ăsta. Doamne ajută! Sunt compuse de tine. Da. E în română? De mine și producător. Da. Sunt toate în română. Perfect, gata? Punem microfonul și cântăm? Sigur. Bun, ea este Alexia, oameni buni, aveți conturile afișate pe ecran. Dacă vă gândeați cum puteți să faceți o faptă bună, ei bine, așa puteți să faceți o faptă bună, dându-i o mână de ajutor. Uite, pun microfonul aici și te așteptăm de fiecare dată când ai ceva de lansat, de fiecare dată când vrei să prezinți ceva, la noi găsești ușa deschisă, bine? Da, mulțumesc. Și când ai nevoie de sprijin, dacă putem, cu mare drag, bine? Da. Să ai succes! Mulțumesc! Piesa e compusă de ea, așa că ascultați-o, Alexia! Facem un compromis, baby. Ne iubim în sincron, no, no, no. Și cu timp
căldura mea. Mă bate gândul să te las. Dacă ochii ar vorbi.